Dublat 2. Da. Dublat 2 pentru că tocmai am filmat 10 minute fără să înregistrez pe mobilul care înregistra sunet. Cred că GoPro a filmat, nu știu cât de bine se aude pe filmarea GoPro-ului. Să sperăm că suficient de bine, pentru că altfel o să mă dau cu capul de masa asta. Bun. Subiectul de astăzi. Motocicliștii chiar donează. Ce este Motocicliștii chiar donează? Este o campanie inițiată de Mircea Ciu. Cine este Mircea Ciu? Administratorul grupului Motocicleală. Un grup de 30.000 de utilizatori până acum, cu care, în loc să facem și noi bani ca restul oamenilor din reclame, o sponsorizare, ceva, o combinație, nu, frate, noi stăm să facem campanii umanitare. Bun, ce să facem? Asta e. Dacă asta a zis Mircea, mergem înainte. Îl ajutăm să facă campanie umanitară. Bun, deci Mircea Ciu, un tip mare, adică, nu, ca să înțelegeți, chiar mare, adică e mare, trebuie să-l întâlniți, să-l vedeți, a avut ideea asta de a crea campania Motocicliștii chiar donează. Este o campanie care se desfășoară perioada 4-8 martie, adică acum, săptămâna care vine. Ce implică? Trebuie să te duci la un centru de recoltare de sânge și să donezi sânge. Simplu, până aici. De ce ai face chestia asta? Bun. Sunt 1000 de motive pentru care poți să faci chestia asta. Pentru că vrei, pentru că poți, pentru că ai niște beneficii, ai niște bonusuri, există o remunerație, organismul își reface sângele, este super, adică o să treci 1000 de ani dacă faci chestia asta. Bun, pe lângă toate aceste chestii, să nu mai zic de... cred că toți știți, cred că toți ați văzut, în urma unui accident în care motociclistul rămâne în viață, rudele și prietenii încearcă cu disperare să găsească o soluție, să facă rost de sânge, adică postează rugăminți disperate de a te duce la centru de recoltare și de a dona pentru persoana X, pentru că nu este sânge și nu se poate face operația până persoana respectivă nu adună X litri de sânge. Deci nu vreau să intru în detaliile astea. De ce facem noi chestia asta? Păi, în primul rând, suntem numiți donatori de organe. Hai să fim și donatori de sânge, da? Numai de dacă toți suntem donatori de organe, putem să fim și donatori de sânge. Nu știu, în al doilea rând, mai spălăm din numele ăsta de motocicliști, rockeri, sataniști, violatori de babe, petrecerea de pietoni. Așa, și ce beneficii putem avea datorită acestor... Ok, ești motociclist, ai donat sânge, ți-ai primit liber de la muncă, ai primit bonurile. Pe lângă lista de mai sus, ai niște beneficii directe ca motociclist. Ce anume? Avem o serie de parteneri. Ce fac acești parteneri? Îți oferă niște discounturi reale la prețurile lor de echipamente de pe site sau din magazin și niște servicii partenere care... se obligă în, când te vei prezenta cu carnetul de donator, să îți ofere discounturi la piese și la manoperă. Deci tu, practic, ca motociclist, beneficiezi de echipament la un preț mai mic, reparația motocicletei la un preț mai mic decât prețul de listă și piese mai ieftine. Deocamdată lista de parteneri o găsiți pe Facebook la Motocicliștii chiar donează. Lista de parteneri este chiar micuță, dar sperăm ca de-a lungul campaniei, care va fi, sper, din ce în ce mai promovată din 3 în 3 luni, să se alăture, pot să zic, întreaga comunitate moto, pentru că nu poți să obligi pe nimeni să dea ceva fără să aibă un beneficiu direct.
Dar sperăm ca această campanie, Motocicliștii chiar donează, să unească cumva comunitatea moto. Bun, acestea fiind spuse, deci te duci, donezi, ai un beneficiu direct, ai un ajutor din partea magazinelor moto, ai un ajutor din partea serviciilor moto cu acest carnet de donator și pe lângă acesta ce te mai rugăm ar fi să-ți faci un selfie, să-ți faci o poză, să postezi și să folosești hashtag-ul campaniei Motocicliștii chiar donează pentru ca restul de prieteni din cercul tău să afle și să folosească aceste beneficii. Adică poate sunt oameni care donează, sunt motociclisti care donează și nu știu că pot beneficia de acest ajutor, de acest suport. Bun. Acestea fiind spuse, sper să vă întâlnesc la centrul de transfuzie sanguină din strada Caracas, numărul 2, sectorul 1, în perioada 4-8 martie. Bun. Baftă și asfalt uscat. Și ne vedem la centrul de donare.